Personajele de basm au adus motive de bucurie în centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Podul Lung din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara. Copiii beneficiari, împreună cu părinții și personalul, au primit vizita studenților de la Facultatea de Muzică și Teatru a UVT, care au adus parada florilor în curtea centrului și l-au umplut de culoare și veselie. Costume spectaculoase, personaje de poveste și marionete au creat o atmosferă feerică, oferind copiilor momente de neuitat. Evenimentul este o dovadă a implicării active a comunității și a studenților în construirea unei societăți inclusive. Îi felicităm pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect special și le suntem recunoscători pentru sprijinul lor, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara. Spectacolul Parada Florilor face parte din proiectul Moștenirea Paradă Stradală.